Cetăți de scăpare, o interpretare alegorică. Haideți să citim Iosua, capitolul 20, de la 1 la 9. Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise, cetăți de scăpare, unde să poată fugi ucigașul care vă omoră pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare, ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia, ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea, a omorât pe aproapele lui și fără să fi fost vrăjmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot, care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Ei au pus deoparte Chedeșul în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul în muntele lui Efraim și Chiriat Arba sau Hebronul în muntele lui Iuda. Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, au ales Bețerul în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramat în Galaad, în seminția lui Gad, și Golan în Basan, în seminția lui Manase. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte de a se înfățișa înaintea adunării. Interpretarea alegorică sau tipologică. Această metodă hermeneutică transferă înțelesul imediat într-unul cu bătaie lungă. Pleacă de la premiza că toate evenimentele și stipulările vechi testamentale nu fac altceva decât prefigurează viața și lucrarea Domnului Isus. Cetățile de scăpare ca și alegorie a mântuirii. Domnul a vorbit lui Iosua și a zis. În alte cuvinte, legea cetăților de scăpare a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu inițiază mântuirea. Interpretarea alegorică a acestui fapt este exact aceasta. Dumnezeu inițiază mântuirea. Nu omul a avut inițiativa, ci Dumnezeu. Dumnezeu a întins mâna înspre om. Și Domnul Iisus Hristos, Noul Testament, confirmă și reconfirmă acest adevăr găsit atunci și acolo. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, spune Domnul Iisus în Ioan 6. Domnul Iisus este acela care merge să caute oaia rătăcită. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, spune Pavel în Efeseni capitolul 2, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru îndurarea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Cetățile de scăpare ne spun odată că Dumnezeu inițiază mântuirea. După cum Dumnezeu inițiază ideea cetății de scăpare, tot așa Dumnezeu inițiază mântuirea. Apoi, legea cetăților de scăpare a fost oferită și asigurată de Dumnezeu însuși. În alte cuvinte, interpretarea alegorică, Dumnezeu oferă și asigură mijlocul mântuirii, cetatea de scăpare, Iisus Hristos. Dumnezeu oferă și asigură mijlocul mântuirii. Îl auzim pe Pavel în Roman, capitolul 3, spunând: pe El, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Dumnezeu oferă și asigură mijlocul mântuirii. În nimeni altul nu este mântuire, spune Luca în Fapte, capitolul 4, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dumnezeu oferă și asigură
mijlocul mântuirii. Apoi am văzut că doar cei ce folosesc cetatea de scăpare scapă. Doar cei ce se adăpostesc acolo, în cetatea de scăpare, scapă. Interpretarea alegorică ar putea fi următoarea. Dumnezeu mântuiește prin credință, adică doar cei care cred și se adăpostesc în Hristos sunt scăpați, sunt mântuiți. Dacă refuzi să intri în cetatea de scăpare, dacă refuzi să intri în Hristos, în mântuirea oferită de El, ești la cheremul răzbunătorului sângelui. Vei fi omorât, vei muri. Fapte, capitolul 16, ni se spune: atunci temnicerul s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dumnezeu mântuiește prin credință. Doar cei care se adăpostesc în Iisus Hristos, crezând în El, scapă. Apoi am văzut că mântuirea ta sau scăparea ta de răzbunătorul sângelui are loc doar dacă stai în cetate tot restul vieții, adică până la moartea marelui preot. Dacă ieși afară din cetate, ai șanse mari să nu mai ai ocazia să reintri, pentru că poți fi prins de răzbunătorul sângelui și omorât. Interpretarea alegorică ar putea fi următoarea. Dumnezeu ne mântuiește prin ascultarea credinței, rămânând în perimetrul cetății de scăpare, Iisus. Acolo ești mântuit. Dacă ieși afară, riști să fii omorât. Dumnezeu ne mântuiește prin ascultarea credinței. O ascultare de o viață. Dacă ești afară din perimetrul cetății de scăpare, Iisus, ești la cheremul răzbunătorului sângelui. Dacă nu rămâne cineva în mine, zice Domnul Iisus în Ioan 15, este aruncat afară. Dacă nu rămâi în mine, adică ai intrat în El, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și arde. Observați cum conceptul cetății de scăpare vechi testamentală vine și se regăsește în întreg conceptul mântuirii din Noul Testament. Petru, în capitolul 1, spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Câtă vreme ești în cetatea de scăpare, ești păzit de puterea lui Dumnezeu. În afara cetății de scăpare, a mântuirii oferite de Hristos, ești la cheremul răzbunătorului sângelui. 5. Chiar dacă ai omorât pe cineva accidental, ne spun cetățile de scăpare, vinovat de fapta ta, tot ești, doar că ai șansa să fii achitat în anumite condiții. Ne aducem aminte. Interpretarea alegorică a acestui fapt ar putea fi următoarea. Noi suntem socotiți neprihăniți, adică achitați în sens legal, dar nu devenim inocenți în sensul propriu al cuvântului. Noi suntem doar socotiți neprihăniți datorită jertfei lui Hristos. În Roman, capitolul 4, se vede așa de clar faptul că îndreptățirea noastră este un act declarativ. Nu este ceva ce se întâmplă în om, ci este ceva declarat cu privire la om. Îndreptățirea noastră nu ne face drepți, ci ne declară drepți în sens legal. De aceea, o interpretare alegorică a cetăților de scăpare este și aceasta. Noi suntem socotiți neprihăniți, achitați în sens legal. Cel care a omorât nu este nevinovat de fapta lui, dar este achitat dacă stă în cetatea de scăpare. Apoi am văzut în al șaselea rând că cetățile erau accesibile tuturor. Mântuirea este accesibilă tuturor. Domnul Iisus în Ioan, capitolul 6, spune: voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Oricine. În Fapte, capitolul 2, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Mântuirea este pentru oricine. Îndeplinește condiția cerută.
să intre în cetate. În al șaptelea rând, am văzut că cetățile erau disponibile tuturor. Mântuirea este disponibilă tuturor. În Roman, capitolul 10, în adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei care îl cheamă. După cum cetățile erau disponibile tuturor, mântuirea este disponibilă tuturor celor care îl cheamă. Am văzut câteva interpretări alegorice ale conceptului cetății de scăpare. Haideți să intrăm un pic mai în profunzime. Haideți să ne uităm la analogia nou-testamentară a cetății de scăpare. Lucrurile devin puțin mai complicate, mai grele, dar merită efortul de a vedea toate aceste conexiuni incredibile. Să vedem această măreție a planului lui Dumnezeu, cum se regăsește în toate cotloanele Scripturii. Pentru actualizarea conceptului cetăților de scăpare, trebuie să intrăm un pic mai adânc, cum spuneam, să înțelegem funcția propriu-zisă a cetății de scăpare și principiile care o guvernau. Ciudățenia situației consta în faptul că, deși doi oameni se făceau vinovați de aceeași faptă, omor fără premeditare, totuși sentința pentru cei doi putea fi complet diferită. Adică, dacă într-un caz marele preot murea a doua zi după intrarea ucigașului fără voie în cetatea de scăpare, ucigașul avea deja voie să se întoarcă la casa lui fără să fie în pericol. În celălalt caz, dacă evenimentul omorului fără voie a avut loc la scurt timp după ungerea în slujbă a marelui preot, acesta fiind încă relativ tânăr, în cel al doilea caz exista posibilitatea ca ucigașul, fără premeditare, să moară el însuși în cetatea de scăpare. Pentru că nu putea ieși de acolo până când marele preot murea. Așadar, doi oameni puteau primi pedepse total diferite pentru aceeași faptă comisă. Se pune deci întrebarea: de ce singurul punct de reper în toată această situație era moartea marelui preot? De ce moartea marelui preot decidea sentința și lungimea ei? De ce nu exista o sentință standard pentru toți? Stai atâția ani în cetatea de scăpare, 25 de ani, ești liber să mergi acasă. De ce totul se punea pe seama morții marelui preot? Ce dorea Dumnezeu să învețe pe cei din poporul său atunci și acolo? Care este adevărul ultim înspre care arăta conceptul și mecanismul cetăților de scăpare? Să recapitulăm. Ca să răspundem la această întrebare, haideți să recapitulăm lucrurile și apoi să vedem simbolistica lor, alegoria din spate. Câtă vreme marele preot era în viață, cel vinovat de omor trebuia să rămână în detenție. Însă la moartea marelui preot, se considera că viața celui vinovat fusese substituită cu viața marelui preot. Și astfel, răzbunătorul sângelui sau răzbunătorului sângelui îi se lua puterea morții. Iar cel vinovat era eliberat de frica morții, putând să iasă din robia lui, din domiciliul forțat, din cetatea de scăpare. În universul lui Dumnezeu, la moartea marelui preot, încărcat cu păcatele poporului an după an, la moartea lui, el substituia moartea celor vinovați de un păcat fără voie. Erau oare acestea simple conveniențe dictate de porunca lui Dumnezeu sau această porunca lui Dumnezeu era fundamentată pe adevăruri veșnice care dădeau cetății de scăpare o valoare paradigmatică? E bine, pentru actualizarea conceptului sau principiului cetății de scăpare, textul din Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, ne oferă o paralelă interesantă, o explicație care clarifică, aduce lumină. Ascultați textul din Evrei, capitolul 2. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa, și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte,
să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. În textul acesta avem cel puțin patru elemente care ne conectează la conceptul vechi testamental al cetăților de scăpare. Dumnezeu, marele preot, cel ce are puterea morții sau răzbunătorul sângelui și frica de moarte a celui vinovat. Haideți să le luăm pe rând să înțelegem simbolistica lor, tipologia, alegoria din spate. În primul rând, Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu este acela înaintea căruia se judecă toate lucrurile. Astfel, conceptul răzbunării sângelui există din pricina necesității satisfacerii dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care i-a dat răzbunătorului sângelui puterea morții. Chiar fără premeditare, omorul este omor. Este vinovat. Trebuie pedepsit. Dar tot Dumnezeu este acela care i-a dat și marelui preot dreptul de a-l substitui în moarte pe cel ce s-a făcut vinovat de o călcare de lege. Atunci când Israelitul venea la altar cu jertfa de ispășire, deși aparent jertfa îl substituia în moarte, în realitate, acela care lua păcatul asupra lui era marele preot. Așa se face că marele preot lua păcatul asupra lui la cortul întâlnirii pentru a fi apoi dus în domeniul lui Azazel în ziua de Iom Kipur. Simbolic vorbind, aceasta se întâmpla acolo, la cort. Omul venea cu păcatele lui și cu animalul. Își punea mâinile pe capul animalului, sugerând un transfer de păcate. Dar moartea unui animal, nu poate înlocui vinovăția. De aceea păcatele se transferau pe umerii marelui preot, reprezentantului Dumnezeu, pe pământ, în popor. Acesta se încărca cu aceste păcate și odată pe an, de Iom Kipur, transfera păcatele, simbolic vorbind, pe capul țapului de Azazel, care era trimis în pustie. Era doar o mișcare simbolică. Marele preot, substituindu-se, încărcându-se cu păcatele poporului, abia la moartea lui, păcatele erau iertate. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Abia când marele preot își vărsa sângele, când murea, el de fapt substituia. Abia atunci venea eliberarea. Apoi, există o corespondență directă între marele preot Aronic și marele preot Iisus Hristos, din textul din Evrei, capitolul 2. Același Dumnezeu care a conferit morții marelui preot Aronic dreptul de a-l deposeda pe răzbunătorul sângelui de puterea morții și de a-l elibera astfel pe cel vinovat, pe cel care prin frica morții stătea în cetate, același Dumnezeu a conferit marelui preot Iisus Hristos dreptul de a nimici prin moartea sa pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavol, și de a izbăvi pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei păcatului toată viața lor. Marele preot care trebuia să moară în cetățile de scăpare sau în vremea cetăților de scăpare este marele preot Iisus Hristos, care face aceeași substituire și prin moartea lui pe cruce el ne poate elibera de păcat. Noi suntem liberi să ieșim. Suntem liberi. Suntem păziți. Suntem achitați. Răzbunătorul sângelui nu ne mai poate atinge. Al treilea element din textul nostru este răzbunătorul sângelui sau cel care are puterea morții. Acesta este chiar diavolul, după cum afirmă textul din Evrei, capitolul 2. Adică, cel vizat în primul rând și în mod direct de nepedepsirea celui vinovat de omor era chiar Dumnezeu. Călcarea expresă a poruncii lui din Genesa, capitolul 9, însemna o necinstire a sa. Dumnezeu a fost acela care a decretat imediat după potop: dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Acesta este principiul universal.
E bine, în lumina cerințelor lui Dumnezeu din acest text, răzbunătorul sângelui era de fapt în slujba lui Dumnezeu, pentru ca, prin executarea sentinței dictate de lege, Dumnezeu să fie îndreptățit în fața lui însuși și în fața întregului univers. Orice omor, orice vărsare de sânge trebuie pedepsită cu vărsare de sânge. De aceea, răzbunătorul sângelui avea dreptul să omoare la rândul lui, datorită acestui principiu universal al lui Dumnezeu. Din momentul în care legea lui Dumnezeu spune că plata păcatului este moartea, în univers trebuie să existe un răzbunător al sângelui care să răscumpere onoarea lui Dumnezeu, care să pedepsească prin executarea pedepsei asupra celui vinovat. Acum, lucrul deosebit de interesant este faptul că termenul în ebraică pentru răzbunătorul sângelui este goel. Și acesta poate fi tradus și cu răscumpărător. Deci expresia ar putea fi tradusă cu răscumpărătorul sângelui, nu neapărat cu răzbunătorul sângelui. Pentru că funcția lui era de fapt ca, făcând dreptate, să răscumpere pe de o parte onoarea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte pe Israel de sub vinovăția sângelui vărsat. Într-un fel, am putea spune că, după cum răzbunătorul sângelui din istoria cetăților de scăpare era în slujba lui Dumnezeu, tot așa răzbunătorul sângelui pe plan universal, adică diavolul, fiind tot în slujba lui Dumnezeu, are puterea morții asupra aceluia care se face vinovat de călcarea lui Dumnezeu și are dreptul să-l omoare dacă cel vinovat de călcarea legilor lui Dumnezeu, de neascultarea lui Dumnezeu, nu fuge în cetatea de scăpare la mântuire în Hristos. După cum în Vechiul Testament răzbunătorul sângelui avea un rol dinamic, fiind mereu în urmărirea celui vinovat, tot așa este și în cazul răzbunătorului sângelui în sistemul Noului Testament. Cel care a călcat porunca lui Dumnezeu s-a deschis lucrării păcatului în viața lui. Iar păcatul, adică diavolul, va face întotdeauna ceea ce făcea răzbunătorul sângelui din vechime. Va căuta cu orice preț să-l răpună pe cel vinovat. Înțelegeți toată această alegorie cât de complexă este? Prin natura lui, păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește, iar pe măsură ce păcatul își face lucrarea în noi, ne vine tot mai greu sau dorim tot mai puțin să alergăm în cetatea de scăpare. Și odată căzuți în mâinile răzbunătorului sângelui, adică diavolului, puterea morții pune stăpânire peste noi. Fără să băgăm de seamă, ne pomenim vânduți robi păcatului. A patra paralelă. Cel supus robiei prin frica morții, adică omul. Soluția era și este una singură. Și a fost prefigurată în istoria cetăților de scăpare, care au fost în mod egal distribuite pe teritoriul pământului moștenirii, pentru ca să fie la îndemâna oricui. Cel vinovat trebuia să facă un singur lucru, să alerge îndată în cetatea de scăpare, să-și mărturisească păcatul și să ceară îndurare că se afla la vreme de nevoie. Restul trebuia lăsat în seama lui Dumnezeu. În ce fel opera moartea marelui preot și cum se rezolvau conturile în universul lui Dumnezeu era treaba lui Dumnezeu. Singurul pericol la care se putea expune cel vinovat era pericolul necredinței, adică a neluării în serios a cuvântului lui Dumnezeu și a soluției lui. Atunci puteau să nu fugă în cetatea de scăpare, riscându-și viața. Astăzi este la fel. Necredința induce amânare, iar amânarea induce moartea. Ne fugind la Hristos, ne fugind în El, ne apelând la jertfa, la moartea Lui, la substituirea făcută de El, ne expunem răzbunătorului sângelui de bună voie. Lucrurile stau la fel cu oricare dintre noi. Necredința în cuvântul lui Dumnezeu induce amânarea pocăinței, iar amânarea pocăinței aduce moartea. Cetatea de scăpare, care poate adăposti pe orice păcătos de mânia lui Dumnezeu, care se revarsă peste cel vinovat prin răzbunătorul sângelui, este Iisus Hristos, cetatea de scăpare.
dar cetatea de scăpare este de folos celui vinovat doar dacă aleargă în ea cât mai repede posibil. Ce înseamnă acest cât mai repede posibil? Cale de o zi în Vechiul Testament. În termenul Noului Testament înseamnă astăzi. Și nu la întâmplare, autorul epistolei către evrei o spune așa de clar, Evrei capitolul 3. De aceea, după cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Luați seama, dar, fraților, că nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Vrei să scapi de răzbunătorul sângelui? Fugi astăzi în cetatea de scăpare, Iisus Hristos. Acest Iisus Hristos a murit la împlinirea vremii, atunci când, înălțat pe cruce, a luat asupra Lui toate păcatele omenirii. Dar moartea Lui devine operantă în viața celui vinovat, doar în urma pocăinței și a mărturisirii păcatului. Numai acela care prin credință aleargă să se adăpostească în această cetate cu cămare, adică sub sânge, să se adăpostească sub sângele Domnului Iisus Hristos, numai acela va beneficia de protecția în fața răzbunătorului sângelui. De aceea, autorul epistolei către evrei conchide: să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, de cetatea de scăpare de Iisus Hristos, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne imaginăm pe Dumnezeu vorbind astăzi poporului Său în termenii cetății de scăpare. Ar putea suna cam așa: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem o cetate de scăpare pe Iisus Hristos. Cine alergă la El astăzi nu va fi dat afară, nu va fi dat pe mâna răzbunătorului sângelui. Dacă nu alergă astăzi, există riscul să fie prins de răzbunătorul sângelui. Cetățile de scăpare sunt un concept extraordinar de profund. Lucrurile s-ar putea duce chiar și mai adânc. V-aș lăsa pe voi să o faceți. S-ar putea să găsim ceva valoare, ceva învățătură, lucruri poate extraordinare, într-un alt univers al cetăților de scăpare, și anume, a numelor celor 6 cetăți. Nu vreau să intru în acest subiect, dar dați-mi voie doar să le punctez aceste 6 nume. Pentru că dacă dorim să depunem, poate, un mic efort, s-ar putea să găsim bijuterii aici. Cetățile de scăpare, numele lui Iisus. Să fie vreo învățătură în numele celor 6 cetăți de scăpare? În numele efectiv care l-a avut atunci? Oare nu cumva în numele lor, sau nu cumva și numele lor prefigurează pe acela care este cetatea de scăpare, Iisus Hristos? Gândiți-vă, Chedeș înseamnă sfințenie, neprihănire. Oare să se ascundă ceva despre Iisus în numele Chedeș, una din cetățile de scăpare? Iisus, mielul fără cusur, odrasla neprihănită, mare preot sfânt nevinovat fără prihană, despărțit de păcătoși? Chedeș, sfințenie sau neprihănire? Oare să sugereze ceva din Iisus Hristos, din acela care este cetatea de scăpare?
A doua cetate era Sihem, care înseamnă umăr. Iisus, Cel care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, Cel pe-a cărui umăr va fi domnia, cum spune Isaia, Cel care după ce găsește oaia pierdută o pune cu bucurie pe umeri, Iisus, umărul care te poartă, s-ar putea să fie și aici ceva din înțelepciunea, din uimitoarea, copleșitoarea înțelepciunea lui Dumnezeu. Până și în numele acestor cetăți. A treia cetate este Hebron, care înseamnă părtășie. Ne spune asta ceva despre acela care este cetatea de scăpare? Iisus, Cel ce a împăcat cu Dumnezeu atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui, producând părtășie, refăcând părtășia, refăcând Hebronul? Cel care ne-a apropiat prin sângele Lui, ne-a apropiat unii pe alții prin sângele Lui, a creat părtășia dintre noi, spune Efeseni capitolul 2. Oare până și numele de Hebron se ascunde ceva, se deschide ceva înspre Iisus, acela care este cetatea de scăpare? Vă las să dați răspunsul. Următoarea cetate este Bețer, care înseamnă fortăreață sau loc de adăpost. Spune acest nume ceva despre Iisus? S-ar prea putea? Iisus, stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea, spune Psalmul 18. Iisus este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost, Proverbe 18. Oare până și cuvântul Bețer, ca și nume al cetății de scăpare, îl prefigurează pe Iisus într-unul din aspectele funcțiilor Lui? Iisus, scăparea celui asuprit, loc de adăpost, loc de scăpare în ziua necazului, spune Psalmul 9. Iisus, Bețer, s-ar prea putea. Ramot este a cincea cetate de scăpare. Ramot înseamnă înălțare, preamărire. Iisus, Ramot, Iisus cel înălțat nespus de mult, mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Iisus, Ramot, Iisus înălțare, Iisus preamărit, cel ce va fi preamărit. Oare și până și numele de Ramot al unei cetăți de scăpare să țintească spre Iisus Hristos, acela care este adevărata cetate de scăpare? Și a șasta cetate de scăpare, Golan, înseamnă bucurie. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Iisus, Golan, Iisus, bucurie. Cetățile de scăpare, până la urmă, sunt o umbră a realității care este Iisus Hristos și mântuirea adusă de El. Un Iisus Hristos care a venit între noi ca să ne substituie în moarte. Părintele Damien este un faimos preot catolic, un martir al carității, cum este numit. El este sărbătorit pe 15 aprilie în Hawaii și pe 10 mai în calendarul catolic al Sfinților. Părintele Damien a devenit cunoscut pentru disponibilitatea de a purta de grijă de cei leproși. El s-a mutat într-un sat din insula Molokai, în Hawaii, un sat asupra căruia se aplicase carantina, și în timp a devenit o colonie de leproși. El a trăit în mijlocul lor vreme de 16 ani. Le-a bandajat rănile, a îmbrățișat trupuri de neatins, a predicat pentru inimi părăsite, a organizat școli, grupuri muzicale,
coruri de leproși. A construit case pentru ei. A făcut 2000 de sicrie, astfel încât la moartea lor, acești oameni să poată fi îngropați cu demnitate. Încetul cu încetul, satul Kalawao din insula Molokai a devenit un loc în care să poți trăi decent, nu unul în care să aștepți moartea cu disperare. Părintele Damien n-a păstrat distanța, nu și-a luat măsuri de siguranță, mânca la aceeași masă cu ei, întindea mâna în aceeași farfurie. El s-a apropiat de ei. Apoi a venit ziua când a trebuit să se ridice în picioare și să-și înceapă predica cu cuvintele: noi, leproșii, dintr-o dată nu îi ajuta doar, devenise unul dintre ei. Acum nu era doar pe aceeași insulă cu ei, era în pielea lor. Le simțea greutățile, le trăia viața. La fel, într-o zi, Dumnezeu a venit în satul nostru și și-a început mesajul astfel: noi, oamenii, dintr-o dată, Dumnezeu făcea mai mult decât să ne ajute din ceruri. Acum devenise unul dintre noi. A intrat în aceeași piele cu a noastră și ne-a arătat cum să trăim în ea. A venit să ne facă viața decentă. Mulți nu l-au recunoscut. Ei căutau ceva cu mai multă strălucire. Nu căutau pe cineva care să-și ia asupra-și limitările noastre. Mulți au făcut cunoștință cu el, dar puțini l-au recunoscut ca fiind cel care dă viața cu vânare. Tu din ce categorie faci parte?